Lipsa precipitațiilor din acest an a redus considerabil recolta de struguri. Boabele sunt stafidite, iar ciorchinii sunt puțini. În zona de munte, de exemplu, cetățenii sunt supărați pentru că producția de struguri a mers foarte prost anul acesta. Cu toate acestea, vinul nu și-a pierdut calitatea, iar mehedințenii vor avea pe mesele lor și în acest an licoarea lui Bacchus recunoscută pentru gustul aromat și parfumat. Vasile Stoican din comuna Balta ne-a primit în gospodăria lui și chiar dacă a fost dezamăgit de producția de struguri din acest an, ne-a așezat la masă și ne-a servit cu bucurie mustul dulce și gustos de țară. Înainte să conducem un vin. Doamne ajută! Să te aici să te trebuiți! Doamne ajută! Să te Dumnezeu mai bine! Doamne ajută! Seceta nu a afectat însă și calitatea vinului din zona de munte din Mehedinți. Producția de struguri cum a mers anul ăsta? Foarte prost, foarte prost. Am întotdeauna aveam aici struguri de cele mai mare dragul. Eu am udat-o mereu, dar probabil de la ploia și de la unaltă, toată lumea s-a mânit foarte, foarte puțin struguri. Foarte puțin față de alții. A fost o perioadă secetă, când a început ploile astea, acide sau ce s-a întâmplat, în atmosferă ceva, am aici, să vă arăt pe la niște struguri, s-a uscat în vie, așa și a rămas bobiț în cal de porumb. Deși Arșița a lăsat urme adânci în podgorile din zona de munte, oamenii de aici sunt entuziasmați de faptul că gustul vinului este mult mai bun, iar aroma lui te face să-ți mai pui încă un pahar. Vinul a ieșit bun? Da, da, a ieșit mai puțin, dar bun, dacă a fost seceta aia. Mehedințienii sunt recunoscuți pentru plăcerea de a consuma licoarea lui Bacchus, aceasta fiind nelipsită de pe mesele lor.